Deși lipsită de fastul din alți ani, Ziua Națională a fost sărbătorită la Sibiu. Reprezentanții ai instituțiilor publice locale, dar și câțiva zeci de sibieni s-au adunat în fața cercului militar pentru a aduce un omagiu eroilor care și-au dat viața pe câmpul de luptă. Întreaga ceremonie s-a desfășurat în cerc restrâns din cauza situației epidemiologice. Chiar și așa, câțiva zeci de sibieni au ținut să vadă ceremonia pe viu, câțiva dintre ei i-au adus și pe cei mici, care au fost încântați să vadă militari și să asculte muzica de fanfară. Muzeul în aer liber din Dumbrava s-a dovedit a fi încă o dată gazda perfectă atât pentru sibieni, cât și pentru turiștii veniți aici. I-a primit pe toți de Ziua Națională pe aleile frumos colorate de frunzele căzute la final de toamnă și cu miros de mâncare proaspătă, care a învăluit mai tot muzeul. Așa a arătat o zi de 1 decembrie într-un loc de vis, care emană tradiție. Au venit câteva sute la plimbare în muzeul Astra, sigur că aici vor simți din plin tradiția și aerul de altă dată. Și nu s-au înșelat, au fost primiți de soldați, dar și de gospodine care au gătit românește. Pompierii sibieni au intervenit de urgență la Slivnic, acolo un tir a luat foc în mers. ISU Sibiu a intervenit de urgență cu două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD pe DN14 pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la capul tractor a unui tir care transporta baloți cu fân. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro. Cine e Jayco? Eu cine să fiu? Da, am crescut în casă cu muzică, nu cu țambal. Nu s-a inclinație să-ți placă, exact. Să o faci nu pentru bani, în primul rând să o faci din plăcere. Să te naști cu treaba asta. Mă uit la zidurile astea dacă ar putea vorbi. Nu, eu când fac ce-mi place, mă exteriorizez cum simt eu. Dacă am chef să țip, care e problema? Am copilărit cu Paul Surugiu. Pentru cei care nu știu, Fuego. Fuego, asta zic. Da, știi pe Fuego? Da. Să nu. Da? Bineînțeles, știu și pe Andra, știu și pe Alex Balski și pe ăsta de la Talisman, pe Alin Oprea. Eu știu că la mine cei îngușe și îngăbușe. O grămadă de ciobani, în loc să vândă brânze, s-au apucat să vândă alcool. Sărind de la una la alta, am avut accidentul la mașină și seara trebuia să ajung să pun muzică. Și am pus muzică. Ai mașină și ai pus muzică? Am făcut, da. Ce înseamnă scump? Depinde la ce te rezumi. Depinde ce-ți dorești. Ce înseamnă scump? Acum o să comenteze și pe chestia asta o grămadă. Dar eu, mie merge bine când fac ce simt. Nu mai mănânc carne. Te rugai de patronul ăla, bă, dar o noapte nu mai dai și tu de băul la toate țoapele și cumpărești un player. Eu până anul trecut nu mi-am făcut niciodată Revelion. Nu? Măi, niciodată n-am fost în filmul ăsta, dar sincer, m-aș duce. Nu văd nimic bun aici, nici în următorii 20 de ani.